Editura Litera vă prezintă volumul Îngerul de la Marchmont Hall de Lucinda Riley Traducere din limba engleză de Gabriela Cojocaru Audiobook în lectura Cristinei Stănciulescu Capitolul 1 Marchmont Hall, Monmouthshire, țara galilor Ajunul Crăciunului 1985 David Marchmont îi aruncă o privire pasagerei sale în timp ce vira pe o stradă laterală. Ningea din abundență, iar drumul deja înghețat devenise și mai nesigur. Nu mai avem mult, Greta, și se pare că ne-am încadrat în timp. Cred că până mâine dimineață nu se va mai putea circula pe drumul ăsta. Ți se pare cunoscut? O întrebă cu o oarecare ezitare. Greta se întoarse spre el, Pielea ei albă era încă netedă, deși împlinise 58 de ani, iar ochii mari și albaștri îi accentuau trăsăturile de păpușă. I se păruse mereu că arăta ca o păpușă. Vârsta nu atenuase intensitatea ochilor ei, ci doar îi domolise entuziasmul sau supărarea din privire. Rămăseseră inocenți și inexpresivi ca porțelanul. Știu că am locuit aici cândva, David, dar nu-mi amintesc mai mult de atât, îmi pare rău. Nu-ți face griji, o liniști el, știind cât de mult o întrista asta. Pe de altă parte, se gândea cum ar fi putut să-și din memorie imaginea devastatoare a casei copilăriei după ce arsese. Simțea și acum fumul și mirosul puternic de lemn carbonizat. Desigur, în curând vom termina de renovat Marchmont. Știu, David, mi-ai spus asta la cină săptămâna trecută. Am mâncat cotlet de miel și am băut o sticlă de Sancer, afirmă ea defensiv. Mi-ai spus că vom sta chiar în casă. Chiar așa ai dreptate, în David, înțelegând nevoia Gretei de a da amănunte despre evenimentele recente, chiar dacă nu își mai amintea nimic despre cele întâmplate înainte de accident. În timp ce conducea, străduindu-se să nu derapeze pe drumul acoperit de gheață, se întreba dacă fusese o idee bună să o readucă acolo de Crăciun. Sincer vorbind, îl surprinsese faptul că ea acceptase invitația, după ce ani de rândul refuzase să-și părăsească apartamentul din Mayfair. În sfârșit, după trei ani de renovare minuțioasă, prin care încercase să-i redea casei măreția de odinioară, pentru David era momentul potrivit și tot acum, fără să înțeleagă de ce, își dorise și ea să vină. Cel puțin în casă, avea să fie cald și confortabil. Nu știa însă cum se vor simți acolo, date fiind împrejurările. Se întunecă deja, observă Greta, și e doar trei și jumătate. Da, sper însă că vom ajunge la Marchmont pe lumină, unde am locuit cândva, da. Cu soțul meu, Owen, care era unchiul tău. Da. David știa că Greta memorase pur și simplu detaliile din viața sa ca pentru un examen. Chiar el fusese cel care o ajutase, învățat la rândul lui de medicii care îi spuseseră să ignore amănuntele dureroase, dar să-i reamintească nume, date, locuri care ar fi putut declanșa în subconștientul ei procesul de rememorare. Uneori, când se afla la ea în vizită, îi se părea că observă câte o scânteie de recunoaștere a întâmplărilor pe care le povestea, dar nu își dădea seama dacă tot el îi mai vorbise despre acele lucruri sau dacă erau amintirile ei. Și după atâția ani, doctorii care la început fusese răsigur că Greta își va recăpăta memoria, după toate examenele la care o supuseseră și care nu indicaseră niciun motiv ca acest lucru să nu se întâmple, Vorbeau acum de amnezie selectivă, cauzată de trauma suferită în urma accidentului. După părerea lor, Greta nu dorea să-și amintească. David viră către porțile de la Marchmont. Chiar dacă el era proprietarul și cheltuise o avere pe reconstrucția casei, era de fapt doar îngrijitorul. Casa era acum aproape refăcută, iar Ava, nepoata Gretei și soțul ei, Simon, se muteaseră din Gate Lodge în Marchmont Hall. Ava urma să moștenească totul după moartea lui David. Momentul nu putea fi mai potrivit, dat fiind faptul că cei doi așteptau nașterea primului lor copil în mai puțin de câteva săptămâni. David spera ca, după ultimii ani care fuseseră atât de nefaști pentru familia lor, totul să revină la normal odată cu apariția noii și inocentei suflări de viață. Ceea ce complicase însă situația fusese evenimentele petrecute după amnezia Gretei. Îi ascunsese aceste lucruri pentru a o proteja. Până la urmă, dacă nu-și amintea începutul, cum s-ar fi descurcat să înțeleagă sfârșitul? Una peste alta, el, Ava și Simon vor fi cu mare băgare de seamă în timpul conversațiilor cu Greta, dorindu-și ca aceasta să-și recapete memoria, dar cumpănind în același timp cele discutate de față cu ea. Vezi, Greta?" întrebă David în momentul în care trecură de porți și matchmont apăru în fața ochilor. Casa construită în stil elisabetan era joasă și descria un profil armonios, pe fundalul care începea cu poalele dalurilor și se termina cu vârfurile maestoase ale munților Black. În față se afla valea largă a râului Usc, iar câmpul de pe ambele maluri strălucea sub zăpada proaspătă. Roșul cărămiziu al vechilor ziduri mărginea acoperișul înclinat al celor trei intrări, iar vitraliul ferestrelor compartimentate reflecta ultimele raze de soare. Chiar dacă lemnul vechi, foarte uscat, fusese mistuit de flăcări și acoperișul distrus, zidurile exterioare supraviețuiseră. După cum îi spuseseră pompierii, asta se datorase ploii torențiale ce începuse la o oră după izbucnirea focului. Doar natura salvase Merchmont Hall de la un dezastru total, făcând posibilă reconstrucția lui. Oh, David, e mult mai frumos decât în fotografiile pe care mi le-ai arătat!" exclamă Greta. Arată chiar ca o ilustrată de Crăciun!" Așa i se păru și lui David, care parcă mașina cât mai aproape de intrare și văzu lumina caldă a felinarelor deja aprinse și luminițele din pomul dinăuntru. Imaginea contrasta atât de puternic cu amintirile triste și austere pe care le avea din casa copilăriei lui, încât se simți foarte fericit în fața acestei transformări. Poate că focul arsese de fapt trecutul și la propriu și la figurat. Și-ar fi dorit însă ca și mama lui să fie acolo și să vadă asta. Arată chiar foarte drăguț, nu-i așa?" spuse el, deschizând portiera și un morman de zăpadă alunecă de pe acoperișul mașinii. Hai să ne grăbim. Mă întorc mai târziu pentru valize și cadouri." David dă două col mașinii pentru a-i deschide și gretei, iar aceasta coborâ cu mare grijă. Pantofii de oraș și gleznele îi dispărură în stratul de zăpadă. Se uită spre casa, apoi spre zăpada ce îi acopera picioarele și dintr-o dată și-a mintit ceva. Am mai fost aici." Rămasă nemișcată de uimire, încercă cu disperare să-și reamintească acel fragment din viața ei, dar acesta dispăruse deja. Vino, Greta, te vei îmbolnăvi dacă mai rămâi aici," îi spuse David, oferindu-i brațul și împreună străbătură cei câțiva metri până la intrarea în Marchmont Hall. După ce fură salutați de Mary, servitoarea care lucra acolo de peste 40 de ani, David o conduse pe Greta în dormitorul ei și o lăsă să se odihnească puțin. Se gândea la cât de istovitor trebuie să fie pentru ea faptul că își părăsise locuința pentru prima dată după atâția ani și făcuse un drum atât de lung de la Londra până aici. Se duse apoi să o caute pe Mary la bucătărie și o găsi întinzând foi pentru brioșele de Crăciun, în noul loc special amenajat. David aruncă o privire de jur împrejur, admirând luciul blatului de culoarea granitului și mobilierului frumos finisat. Când întocmise planul restaurării casei, bucătăria și camerele de baie fusese singurele concesii pe care David le acceptase în favoarea designului modern. Celelalte încăperi le refăcuse după cum fuseseră înainte de incendiu, ceea ce îi luase foarte mult timp. Petrecuse săptămâni întregi, studiind și căutând fotografii de arhivă în biblioteci sau încercând să-și adune propriile amintiri angajase o mulțime întreagă de artizani pentru a se asigura că de la lespedea de pe jos și până la mobilă totul semăna cât se putea de mult cu vechiul Matchmond. Bună ziua, domnule David! Îl întâmpină Mary cu un zâmbet larg pe față. Acum zece minute a telefonat Jack să anunțe că trenul lui Thor are întârziere din cauza zăpezii. Ar trebui să ajungă într-o oră. A plecat cu Land Rover-ul, deci nu ar trebui să aibă probleme pe drum. A fost drăguț din partea lui să se ofere să meargă după ea. Știu cât de greu este să-și lasem îndatoririle pe care le are. Cum ți se pare noua bucătărie, Mary? E minunată! Totul este atât de nou, răspunse ea cu accentul său galez. Nu pot să cred că este aceeași casă. E atât de cald zilele astea că aproape nu e nevoie să fac focul. Apartamentul tău e confortabil? Hugh, soțul lui Mary, Murise cu câțiva ani în urmă, iar ea începuse să se simtă foarte singură în căsuța în care rămăsese doar ea. De aceea, în timp ce lucra împreună cu arhitectul la planul casei, David adăugase în mansardă câteva camere pentru ea. După cele întâmplate, se simțea chiar fericit să mai locuiască cineva cu el pentru timpul în care Ava și Simon ar fi fost plecați. Da, mulțumesc! Are și o priveliște minunată către vale," Cum este Greta? Să fiu sincer, am fost foarte surprinsă că mi-ați spus că va veni aici de Crăciun. Am crezut că nu o să mai apoc ziua asta. Ce părere are? Nu a vorbit prea mult, răspunse David, nesigur dacă Mary chiar se referea la părerea Gretei privind renovarea casei. Acum se odihnește. Ați văzut că i-am pregătit vechiul său dormitor pentru a vedea dacă o ajută să-și amintească, chiar dacă e atât de diferit încât și mie mi-a fost greu să-l recunosc. Chiar credeți că nu știe cine sunt? Am trecut prin multe împreună, pe vremea când locuia aici. Te rog să nu fii tristă din cauza asta, Merine, este tuturor la fel de greu. Poate că e mai bine dacă nu-și amintește tot ce s-a întâmplat, spuse Mary încruntându-se. Da, oftă David, va fi un Crăciun diferit într-un fel sau altul. Poți să mai spui o dată asta. Uneori încă o mai caut prin casă pe mama dumneavoastră, apoi îmi dau seama că nu mai e. Mary se abținut să nu plângă. Sigur că dumneavoastră vă este și mai greu, domnule David. Ne va lua ceva timp să ne obișnuim cu unele lucruri. Bine măcar că i avem pe Ava și Simon și pe copilul lor care se va naște curând să ne ajute în privința asta, adăugă David și o cuprinse pe Mary pe după umeri. Acum pot gusta una din brioșele tale delicioase? Ascultă acest audiobook și sute de alte titluri pe voxa.ro, gratuit și nelimitat, pentru primele 15 zile.